Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună la studierea Cuvântului lui Dumnezeu. În această ocazie vom continua discuția noastră despre ascultare în relația noastră cu Dumnezeu. Alegerile noastre sau acțiunile noastre au consecințe, unele dintre ele pe termen veșnic. E importantă sau nu este importantă ascultarea? Este periculoasă sau este benefică neascultarea când vorbim de relația noastră cu Dumnezeu? Vom răspunde la acestea și la alte întrebări împreună cu domnul pastor Viorel Olteanu, căruia îi spun bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație. Și de asemenea cu domnul pastor Apostol Beniamin, căruia îi spun și dumnealui bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație și eu. Atunci când citim sau când ne uităm în Dex și căutăm cuvântul neascultare, chiar mi-am notat aici, este explicat în felul acesta termenul act de nesupunere, lipsă de ascultare, încălcare a unei porunci. Este interesant, spuneam emisiunea trecută, dacă definiția e altfel a ascultării, când vine vorba de neascultare, merge direct către o acțiune voită a noastră de a nu împlini voința unei anumite entități. De data aceasta noi vorbim despre voința lui Dumnezeu. Domnule pastor Viorel Olteanu, atunci când descoper în Sfânta Scriptură un adevăr nou, trebuie să aștept până când toate nedumeririle mele, toate obstacolele sunt date la o parte sau trebuie să-l pun în practică în viața mea? Cum ar fi cel mai bine să procedez? În primul rând aș vrea să spun că este o mare binecuvântare atunci când descoperim un adevăr nou și aș vrea ca să enunț un principiu de interpretare a Scripturii. Există un principiu de interpretare a Cuvântului Dumnezeu, potrivit căruia nu trebuie să permit ca lucruri pe care nu le-am înțeles pe deplin să mă împiedice să le accept pe cele care îmi sunt deja clare. Deci nu ar trebui să constituie o piedică în a accepta un adevăr faptul că nu am înțeles toate celelalte adevărul. Ba dimpotrivă, există o relație de interdependență între acceptarea și punerea în practică a unui adevăr și înțelegerea celorlalte adevăruri. Dumnezeu nu oferă o lumină mai mare până nu pun în practică lumina sau adevărul de care sunt deja convins. Cunoscând tendința noastră de a împinge momentul acceptării adevărului până la limita la care există riscul de a ne scăpa printre degete, Domnul Iisus ne sfătuiește să ne grăbim în a accepta adevărurile descoperite. Și aș vrea ca să dau citirea unui text din Sfânta Scriptură, se găsește în Ioan capitolul 12 cu versetul 35, sunt cuvintele Mântuitorului, unde el spune: Iisus le-a zis, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Există un timp favorabil acceptării adevărului și experimentării acestui adevăr. Dar de asemenea există și riscul pierderii interesului în timp. Este acest risc atât al pierderii interesului pentru acel adevăr, cât și al capacității de a trăi adevărul. Pentru că nu trebuie să uităm un lucru. Descoperirea unui adevăr ce ține de domeniul spiritual nu este o performanță omenească, nu este rezultatul abilităților mele intelectuale, chiar dacă acestea sunt implicate, ci este acțiunea Duhului Sfânt asupra minții omului. Un alt obstacol pe care l-aș vedea în a accepta un adevăr până toate celelalte îmi sunt descoperite este faptul că nu acord întâietate acceptării adevărului având alte priorități. Și de asemenea Iisus ne ajută în privința aceasta spunând în Matei capitolul 6 cu versetul 33: căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Deci, consider că nu trebuie să acceptăm până toate... Trebuie să așteptăm până toate lucrurile sunt lămurite. Da. Nu trebuie să așteptăm până toate obstacolele se îndepărtează ca să acceptăm un adevăr descoperit. Și atunci când am descoperit un adevăr, chiar dacă altele sunt neclare, acela trebuie să-l practicăm, să-l trăim în viața noastră de credință, să-l acceptăm în viața noastră, în relația noastră cu Dumnezeu. Domnule pastor Beniamin Apostol, cum spuneți și dumneavoastră, așteptăm până
totul este clar și limpede, sau atunci când am descoperit un adevăr din partea lui Dumnezeu, când Sfânta Scriptură este clară cu privire la anumite lucruri, le practicăm în viața noastră? Trebuie să avem în vedere că se dă o mare bătălie între bine și rău și noi suntem la mijloc în această luptă. Dacă n-ar fi un vrăjmaș care să ne împiedice, poate ar fi bine să așteptăm să ni se lumineze mintea, să înțelegem bine un adevăr, dar când punem la îndoială un adevăr al Scripturii, cineva spunea că un adevăr descoperit și netrăit împetrește inima și mai târziu luptăm împotriva lui. De aceea nu trebuie să așteptăm când am verificat că lumina care ni s-a descoperit este conform voinței lui Dumnezeu, merg cu siguranță pe această cale, cer ajutor de la Dumnezeu și voi înainta în cunoaștere și voi avea și acea liniște și pace pe care o dă siguranța acelui adevăr, acea lumina care vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Am înțeles. În timp ce vorbeați amândoi, mă gândeam la un lucru. În toate domeniile vieții procedăm în felul acesta. Dacă un copilaș mic spune nu fac bastonașe, pentru că nu, eu vreau să scriu, să cunosc toate literele, toate cifrele dintr-o dată și apoi voi începe să practic și să scriu pe hârtie diverse litere, probabil că acel copil nu va scrie și nu va citi niciodată. Însă începe cu niște bastonașe, cu niște liniuțe, cu niște cerculețe și așa mai departe și încet, încet se diversifică forma acelor semne pe care le scrie pe hârtie și ajunge să învețe litere, să folosească literele rând pe rând, câte una, câte una și apoi ajunge să poată citi, să poată socoti, să poată scrie și așa mai departe. Și din punct de vedere spiritual e necesar să facem lucrul acesta, pentru că dacă vom aștepta să cunoaștem tot ceea ce este descoperit în Sfânta Scriptură, e posibil să amânăm decizia de a trăi ceea ce deja cunoaștem până foarte, foarte târziu. Și așa cum s-a citit textul din Matei, apar alte priorități când stăm pe gânduri. Și mai ales materialismul acesta e foarte periculos. Ne rupe de la această relație cu Dumnezeu de a aprofunda, de a cerceta cuvântul și cădem în extrema cealaltă ca să fim indiferenți și nepăsători față de lumina care Dumnezeu ne-a descoperit-o. Dar când avem ca prioritate a înțelege voia lui Dumnezeu, El ne va ajuta. Am înțeles. Haideți să mergem un pas mai departe. O întrebare. Oare ne este cu putință să înțelegem pe deplin voia lui Dumnezeu sau uneori mai rămân anumite lucruri pe care nu le putem înțelege deocamdată? Domnule pastor Viorel Olteanu. Este o întrebare foarte importantă. Fie că vorbim despre ascultare deplină, fie că vorbim despre un minim de ascultare, trebuie să recunoaștem că aici omul este neputincios. Avem însă un aliat care știe și poate transforma neputința noastră în putință. Și așa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos în Matei capitolul 19, aș vrea să citesc din Scriptură, Matei 19 cu 26, el spune că la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Interesant și contextul în care Mântuitorul face această afirmație. Biblia spune că Iisus a uitat țintă la ei, adică la ucenici. Ucenicii erau plini de uimire, spune Biblia că erau uimiți de tot. De ce erau ucenicii până într-acolo de uimiți încât căzuseră în descurajare chiar? E important, așa cum spuneam, de știut contextul. Iisus se ocupă de imposibilitatea omenească, făcând apel la o comparație. El compară intrarea în împărăția cerului a unui bogat cu intrarea prin urechile unui ac, a unei cămile. Farisei, chiar și ucenicii, credeau și învățau că bogățiile constituie o dovadă de favoare divină. Iar acum Iisus le spune că nici măcar aceștia, priviți ca având favoarea divină, nu pot fi scutiți de neputința de a fi mântuiți, neputința de a face voia lui Dumnezeu, neputința de a asculta de El. Neputință totală, așadar. Dacă prestigiul, influența și bogăția nu sunt dovezi de favoare divină, socoteau ucenicii, atunci cei care sunt lipsiți de acestea au și mai puține șanse.
Iisus nu vrea să spună că bogații nu pot să fie mântuiți sau că bogații au mai puține șanse la mântuire decât săraci. Iisus vrea să spună că atât bogații cât și săracii nu pot să intre în cer pe temeiul eforturilor omenești. Prin eforturi omenești, prin propriile eforturi, un bogat poate renunța chiar la toată bogăția lui, dar nu poate să-și schimbe inima să-L iubească pe Dumnezeu și să-L asculte. De exemplu, așa cum un om cu sufletul gol sau cu o stimă de sine scăzută poate aduna 30 de ani o căruță de bani din dorința de a deveni faimos și astfel stima de sine să crească, tot așa, același om, trezindu-se cu sufletul gol, așezat fiind pe saci de bani, poate, prin eforturi omenești, să-și împartă banii în stânga și în dreapta cu același scop. Să devină faimos, să devină important, să îi crească stima de sine. Însă, neputința desprinderii din gheara iubirii de sine rămâne. Așadar, numai omul care este dispus să-i permită lui Dumnezeu să-i stăpânească viața, poate fi făcut în stare să asculte deplin. Iar aceasta este o minune a Harului Divin. Am înțeles. Există ascultare, există posibilitatea să ascultăm deplin, să ascultăm deplin, da, dar doar prin puterea lui Dumnezeu. Deci prin eforturile noastre nu putem ajuta, nu putem asculta deplin, însă Dumnezeu ne oferă ajutorul necesar ca să ascultăm și să împlinim voia Lui în viața noastră. Domnule pastor Apostol Benjamin? Îmi place cum Mântuitorul prezintă problema aceasta prin ilustrația cu vița și mădițele. Cine rămâne în viță, în Ioan capitolul 15, dar găsim explicația aceasta. Ioan 15 cu versetul 5 spune așa: Eu sunt vița, voi sunteți mădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. E atât de clar, iar Sfântul Apostol Pavel spune în Filipeni, da, Filipeni 4 cu 13, pot totul în Hristos care mă întărește. Deci avem sursa puterii noastre ca să rămânem totdeauna de partea adevărului, dar să avem putere să nu neglijăm neascultarea dacă rămânem în viță, rămânem ancorați în Hristos și avem, îl cunoaștem bine pe El, că prin El putem totul. Dacă nu avem o relație cu, nu-L cunoaștem bine pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ar putea să ne îndoim. Și atunci apare și neascultarea și așa cu consecințele ei. Dar când rămânem în Hristos, în ceea ce a trăit El și în ceea ce a spus El, e o garanție și vom, este o altă, un alt pasaj biblic care spune că Iisus este stânca. Matei capitolul 7, da? Casa zidită pe stâncă. Toată filozofia noastră de viață, dacă este așezată pe învățătura și trăirea lui Iisus Hristos, suntem în siguranță. Pot să vină și voaile, încercări, necazuri, filozofii străine, având temeria pe stâncă, suntem în siguranță. Am înțeles. În timp ce vorbeați, mi-am adus aminte de copilăria mea și de prima mea doamnă învățătoare. Iar atunci când am început să fac bastonașe, nu ieșeau, ci ieșeau strâmbe, ieșeau urâte. Și mi-aduc aminte că luam creionul în mână și mâna mea, dumnea ei, lua în mâna dumnea ei și ușor, ușor făceam tot felul de semne, de linii, de bastonașe, până când am început să deprind și eu tehnica pentru a face lucrul acesta. Tocmai asta ne spune Sfânta Scriptură, Mântuitorul, dacă rămânem într-o relație cu El, ne dă putere să ascultăm și să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră. Haideți să mergem un pas mai departe. Avem asigurată sursa cunoștinței din Sfânta Scriptură, avem asigurată puterea de a trăi după voia lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, dată tot de Dumnezeu, însă ce se întâmplă dacă eu, în mod conștient, nu doresc să ascult? Deși cunosc, am la dispoziție această putere din partea lui Dumnezeu, dar nu doresc să ascult. Domnule pastor Viorel Olteanu? Atunci când cineva de bunăvoie și conștient continuă să nu asculte, intră sub incidența ceva care este mai mult decât neascultare. Este vorba despre o altă atitudine numită răzvrătire. Pentru a înțelege deosebirea dintre cele două, dintre neascultare și răzvrătire, aș vrea să observăm felul diferit în care Dumnezeu s-a raportat la ființele create.
atât Lucifer și adepții lui, cât și primii oameni, Adam și Eva, sunt ființe create de Dumnezeu. De ce Iisus a murit pentru păcatele lui Adam și ale Evei, dar nu pentru păcatele lui Lucifer și ale adepților lui? Răspunsul este simplu. Lucifer și adepții lui au păcătuit în timp ce se aflau chiar în rai și cunoșteau pe deplin consecințele alegerilor lor. Hristos și îngerii lui loiali i-a rugat de nenumărate ori să se răzgândească în privința deciziilor lor și cred că mulți dintre cei care la început au fost de partea lui Lucifer s-au întors să fie loiali lui Dumnezeu. Din nefericire, Lucifer și mulți dintre cei care l-au urmat au persistat în răzvrătirea lor. În contrast cu ei, Adam și Eva avuseseră doar avertismentul lui Dumnezeu că dacă vor mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vor muri. Ei nu au înțeles toate aspectele implicate în conflictul dintre bine și rău. Fapta lor a fost una de neascultare, dar nu de răzvrătire. Și răzvrătirea este problema cheie. Aș putea spune chiar în închiderea sau în închiderea Harului. Aș vrea ca să citesc un text care se găsește în Epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 10 cu versetul 26, unde îi se spune în felul următor: căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Așa cum lămurește contextul, și aș vrea să fac cunoscut contextul citind și versetul 29: cu cât mai aspră pedeapsa credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bajocori pe Duhul Harului. Vedem că aici nu este vorba despre păcate izolate, comise în deplină cunoștință de caracterul lor atroce, ci este vorba despre atitudinea minții celui care în mod voit renunță la Hristos, refuză mântuirea și îl respinge pe Duhul Sfânt. Acesta este păcatul cu voia, stăruitor și sfidător. În original, termenul acesta este păcatul cu mâna ridicată. Este o atitudine în deplină cunoștință de cauză a ceea ce faci, o atitudine de sfidare la adresa lui Dumnezeu. Este opusul deciziei anterioare de a accepta mântuirea și pe Hristos și de a-i preda lui inima și viața. Este o apostazie premeditată și duce la păcatul de neiertat. Este o stare de continuă revoltă împotriva lui Dumnezeu. Și de aceea nu este de dorit ca cineva să ajungă să continue în neascultare, îndeplină cunoștință de cauză, adică într-un mod voit. Revenim la ceea ce am spus mai înainte, atunci când cunoaștem voia lui Dumnezeu, atitudinea ar fi potrivit ar fi aceea de a împlini voia lui Dumnezeu, nu de a ne împotrivi ascultării de către Dumnezeu. Domnule pastor Beniamin Apostol, cum poate cineva de bună voie și conștient de lucrul acesta să continue să se împotrivească lui Dumnezeu? E o atitudine sigură aceasta? Cu siguranță că e foarte periculoasă atitudinea aceasta. Așa cum s-a subliniat, ajungem la pasul acesta grav să facem păcatul împotriva Duhului Sfânt, unde nu există iertare, n-are cine să mai mijlocească pentru noi atunci când luăm această atitudine. În Evanghelia după Ioan, capitolul 12, citim un gând care spune așa, 12 cu versetul 35, Iisus le-a zis: lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumină, ca să vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Mie spune acest text că mie mi-aparține clipa, nu ziua sau ora următoare. Uh-huh. Și dacă în prezent Dumnezeu mă luminează, îmi descoperă un adevăr și eu caut să-l, știu eu, să-l amân pentru a-l trăi, a-l practica, nu se știe clipa următoare dacă mai aparțin, mai am viață în trupul meu. De aceea, lumina cât este în prezența mea, să mă folosesc de ea, așa cum spune Mântuitorul aici, și
să umblăm ca unii care avem lumină. Și aminteam într-o altă emisiune că Dumnezeu a așezat în mintea noastră, a fiecărui om, gândul veșniciei. Dacă a pus gândul veșniciei, a pus și gândul acesta sau întrebarea, cum pot eu să trăiesc veșnicia? Și apoi automat mă interesează răspunsul și caut lumina din cuvântul lui Dumnezeu și sunt în siguranță în felul acesta. Am înțeles. Iarăși mi-am adus aminte de și mă gândeam la un aspect din justiția zilelor noastre. Atunci când cineva comite o faptă reprobabilă, poate că pedeapsa este mai blândă. Însă când repetă acea faptă, se numește deja recidivă sau recidivist, când stăruiește și pedeapsa nu mai este blândă, ci este cu totul altfel. Și înaintea lui Dumnezeu, atunci când noi cunoaștem și Dumnezeu știe foarte bine inima noastră, știe cât putem să cunoaștem, ce posibilități avem, atunci când noi cunoaștem, e important să aplicăm, să trăim în viața noastră acel adevăr. Altfel, așa cum spuneați dumneavoastră, domnul Viorel Olteanu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cel care lucrează prin conștiința noastră și ne spune ce e bine și ce e rău, încet, încet se retrage, nu ne mai mustră și ajung oamenii să facă lucruri reprobabile înaintea lui Dumnezeu fără să-i mai mustre conștiința, pentru că au repetat acele lucruri și Dumnezeu i-a lăsat în pace, numai că starea aceasta nu este una după voia lui Dumnezeu. Haideți să mergem un pas mai departe. În creștinism există un conflict, să spunem așa. Unii oameni spun că Dumnezeu e atât de bun încât iartă orice și noi putem să trăim oricum. Și spun, nu e importantă ascultare, important este să-L iubești pe Dumnezeu și dacă tu-L iubești din toată inima pe Dumnezeu, nu contează dacă mai împlinești voia Lui sau nu mai împlinești voia Lui. Cum este, domnul pastor Viorel Olteanu? Este adevărat că Dumnezeu este bun, este plin de dragoste, este îngăduitor, răbdător, milos. Așteaptă din partea noastră un răspuns. Și aici vorbim despre dragostea față de Dumnezeu. Aceasta presupune relație. Cu alte cuvinte, avem aici de a face cu religia, pentru că religia vine din termenul relegare, care înseamnă refacerea legăturii rupte a omului cu Dumnezeu. Unii însă confundă religia cu un sentimentalism și de multe ori sentimentalism bonăvicios, expresie de genul Dumnezeu, drăguțul, arată că nu-L urăm pe Dumnezeu, ci că e ceva în inima noastră pentru El. Însă doar atât? Asta să fie dragostea? Nu. Dragostea are la bază niște principii. Iar aceste principii ne conduc la ascultare. Există numeroase pasaje în Sfânta Scriptură care ne ajută să înțelegem că dacă vrem să-I dăm un răspuns lui Dumnezeu, ar trebui ca dragostea noastră față de El să fie strâns împletită de ascultarea față de cerințele Lui. Și aș vrea să citesc măcar două texte. Unul se găsește în Ioan capitolul 5 cu versetul 2, unde spune: cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Da? Căci dragostea lui Dumnezeu, sau dragostea de Dumnezeu, scuze, stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Sunt multe pasaje în Scriptură care pun în relație dragostea față de Dumnezeu cu păzirea, cu ascultarea de cerințele Lui. Domnule pastor Beniamin Apostol, care este relația dintre dragoste și ascultare? Pentru că unii oameni pun foarte mare accent pe dragostea față de Dumnezeu, rămânând ascultarea undeva așa în subsidiar, în subsol. Eu zic că nu există dragoste adevărată fără ascultare. Din punctul meu de vedere și conform Bibliei, nu există dragoste adevărată fără ascultare. Și aș vrea să vă dau un exemplu. Am 4 nepoței. Sunt să minori. Vă trăiască. Mulțumesc. Într-o zi, acum anul trecut, am avut o ședință cu nepoții. Într-o vacanță. Și le-am pus întrebarea aceasta. Dragii mei, pe voi vă iubește Dumnezeu? Și au spus toți într-un glas, da, ne iubește. Dar de unde știți voi? Și nepoțica mai mică, care a împlinit 5 ani ușor, îmi spune, Bicu, pentru că ne iubești tu. Pentru că ne iubești tu, înțelegem că ne iubește Dumnezeu.
Bun, și atunci când voi nu ascultați de Bicu, cum vă iubește Dumnezeu? Cum vă iubește Bicu? Păi Bicu ne pedepsește. Pentru că nu ascultăm. Da, deci dragostea de Dumnezeu se manifestă prin ascultare. Și în canonul Sfintelor Scripturi găsim decalogul cu cele 10 porunci și Apostolul Iacov spune că dacă păzim 9 și o călcăm pe una, ne facem vinovați de toate. Nu că Dumnezeu este atât de exigent, ci El vrea binele nostru și vrea o dragoste totală, ca și cum eu i-aș spune soției mele, dragă, te iubesc 6 zile pe săptămână, dar o zi lasă-mă să iubesc pe altcineva. Nu e posibil așa ceva. Dumnezeu dorește inima toată să fie a Lui și dragostea, repet, se manifestă prin ascultare în totul, totului tot, spune marele conducător al lui Israel, Moise. Trebuie în totul, totului tot să ascultăm de Dumnezeu. Și așa dovedim că îl iubim. Exact. Deci dragostea față de Dumnezeu duce întotdeauna la ascultare față de Dumnezeu pe care îl iubim. Haideți să mergem un pas mai departe, pentru că sunt unele persoane care spun, bun, cu iubirea așa este. Dar atunci când îl primești pe Dumnezeu, găsești adevărata libertate și poți să faci ce vrei. Nu mai trebuie să asculți de Dumnezeu. Cum e din punctul acest de vedere, domnule pastor? Există un text în Scriptură, în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, cu versetul 32, unde spune că dacă vom cunoaște adevărul, atunci vom deveni liberi. Mântuitorul Iisus Hristos spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Însă nu cred că ar trebui să înțelegem de aici că devenim liberi să mai ascultăm de Dumnezeu. La întrebarea pe care a spus-o, dacă adevărata libertate mă va scăpa de ascultare, aș putea să spun că da, adevărata libertate în Hristos mă va scăpa de ascultarea legalistă, motivată de faptul că prin ascultare voi obține favoarea lui Dumnezeu. Însă mă va conduce la ascultarea care izvorăște din credința în Hristos. Această ascultare este răspunsul iubirii și încrederii. Ascultarea sub har este opusul ascultării legaliste. Ea nu este forțată, ci este de bună voie și sinceră. În Roman, capitolul 6, cu versetul 17, avem un text care ne vorbește despre ce se întâmplă atunci când cineva devine liber. Roman 6, cu versetul 17, Apostolul Pavel mulțumește pentru un lucru și îl spune, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și aș vrea să citesc și versetul 18. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Credincioșii care fuseseră cândva sclavi ai păcatului, acum deveniseră ascultători din inimă de norma învățăturii care îi dăduseră ascultare într-un mod legalist. Ascultarea de Dumnezeu este eliberarea din robia păcatului, eliberarea de sub patima și impulsul omenesc. Și așa cum am spus, ne conduce la o ascultare din inimă, de dragul lui Hristos. Am înțeles, deci adevărata libertate o avem doar ascultând de Dumnezeu. Și este interesant că Dumnezeu dorește să ne ferească de anumite vicii, iar oamenii care cred că sunt liberi, neascultând de Dumnezeu și căzând în patima unor vicii, de fapt, abia atunci sunt sclavi și deloc liberi. Domnule pastor, cum e cu libertatea și cu ascultarea? Leg de gândurile care le-ați exprimat dumneavoastră mai înainte. Am lucrat câțiva ani în penitenciar, în mai multe penitenciare din zona Moldovei și la un moment dat, cu un grup de deținuți, la aprobarea comandantului penitenciarului, am susținut un program într-o biserică protestantă chiar aici în Iași și
printre piesele care le-au cântat băieții din penitenciar a fost o cântare din imnurile creștine intitulată Liber în Domnul. Și personalul de la penitenciar care însoțea grupul, când au văzut cum cântă ei Liber în Domnul, mi-au șoptit: acum înțeleg ei adevărata libertate, băieții care erau după gratii. Mesajul acestui cântec arată tema aceasta și răspunsul la întrebarea dumneavoastră. A trăi în Hristos ești liber. Ai un somn liniștit, nu ți-e frică că va bate poliția la ușă sau, știu eu, cineva să-ți facă vreun rău sau... aplicând principiile lui Dumnezeu în viața ta, trăiești cu adevărat libertatea. Și legea nu este privită ca un zid de izolare, ci ca un gard ocrotitor, cele 10 porunci. Un gard ocrotitor. Și la noi, la țara de unde vin eu, sunt acum să construiesc niște garduri cu un fals așa, care din interior poți să împingi plasa de beton cu ușurință. Din exterior nu poți să o împingi, care un fals, unde oprești, se oprește placa de beton. Cam așa văd eu legea lui Dumnezeu. Când ești în ocrotit de legea lui Dumnezeu, ești liber și trăiești cu bucurie, conștiința nu te mustră, dar oricând poți să sai dincolo de gard. Dumnezeu nu te constrânge să rămâi în cercul acesta. Însă El vrea să ne protejeze din exterior. Nimeni nu poate să vină dacă noi nu deschidem ușa. Și atunci, dacă îi dăm voie să intre cineva în viața noastră spirituală, nu mai suntem liberi. Fie că e vorba de vicii, fie că e vorba de, știu eu, de a accepta niște filozofii străine de Evanghelie și nu știm ce se va întâmpla în viitor, nu știm cum se va încheia istoria acestui pământ, pentru că lăsăm să pătrundă în viața noastră aceste lucruri care ne îngrădesc libertatea în Hristos. Am înțeles, revin cu ideea, adevărata libertate este atunci când îl iubim pe Dumnezeu și ascultăm de ceea ce ne spune în cuvântul Său. Chiar și legile statului, să spunem în felul acesta, oferă libertate oamenilor care ascultă de ele. Doar oamenii care încalcă legile statului ajung să fie privați de libertate. La fel este și din partea lui Dumnezeu. Nu cumpărăm mântuirea prin ascultarea noastră, pentru că mântuirea ne-a fost oferită gratuit la cruce, prin jertfa Domnului Hristos, însă prin ascultarea noastră declarăm de partea cui suntem. De partea lui Dumnezeu, și atunci trăim ca niște copii ai lui Dumnezeu, sau suntem împotriva lui Dumnezeu și ne răzvrătim cu privire la ceea ce ne spune. Ați vrut să mai spuneți ceva? Da, am amintit de două versete din Psalmul 119. E angajamentul unui om care a descoperit libertatea în Hristos și scrie aici și pentru noi. Versetul 44 și 45 din Psalmul 119. Voi păzi legea ta necurmat, totdeauna și pe vecie. Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile tale. Am înțeles. Dumnezeu să ajute ca fiecare să umbrăm în loc larg, da, acolo unde ne conduce Dumnezeu în siguranță, iubindu-L și ascultând de El. Dragii mei, haideți să mergem un pas mai departe. Unor nu înțelegem pe deplin voia lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că are o zi de închinare. Nu sunt tot 24 de ore și într-o zi și într-alta. Dumnezeu spune să facem într-un anumit fel sau să nu facem într-un anumit fel și poate că nu ne dă anumite argumente solide de ce să procedăm așa și să nu procedăm într-un alt fel. Trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu, să ascultăm de El chiar și atunci când nu înțelegem de ce să facem în felul acesta. Domnule pastor Viorel Olteanu. Mai întâi de toate, este important să știu că lucrul cerut vine de la Dumnezeu. Pentru aceasta, relația cu Dumnezeu trebuie să treacă pe la relația cu cuvântul Său, cu Scriptura. Chiar dacă nu înțeleg sensul unei cereri care vine de la Dumnezeu, pot lua în calcul alte înțelegeri pe care le am cu privire la Dumnezeu. Cum ar fi de pildă faptul că Dumnezeu este iubitor și că îmi vrea binele, indiferent de drumul pe care El mă conduce. De asemenea, mi este suficientă înțelegerea faptului că Dumnezeu este mai înțelept decât mine. Dacă nu înțeleg un lucru pe care mi-l cere Dumnezeu, aleg să ascult pe baza credinței în Dumnezeu, în acel Dumnezeu despre care am înțeles suficiente lucruri, încât să am încredere în El.
Și aici aș vrea să punctez câteva dimensiuni ale credinței. Credința are câteva dimensiuni, aș enumera trei. De exemplu, una dintre aceste dimensiuni ale credinței este convingerea că mai presus de astre există un Dumnezeu atotputernic, atotînțelept, omniprezent, care ține toate lucrurile sub control. A crede în Dumnezeu înseamnă să am această convingere, însă nu este suficient lucrul acesta, pentru că Scriptura spune că și demonii cred că Dumnezeu există, dar nu îi ajută. Avem nevoie să acceptăm o a doua dimensiune a credinței și anume încrederea. Am nevoie să mă încred în Dumnezeu. Iar o a treia dimensiune a credinței este loialitatea. Iar această loialitate se manifestă prin ascultarea de cerințele lui Dumnezeu. Este un text în Ieremia 38:20 care răspunde la această întrebare. Dacă atunci când cred că Dumnezeu îmi cere un anumit lucru, trebuie să mă supun chiar dacă nu înțeleg cererea sa. Ieremia a răspuns: nu te vor da, ascultă glasul Domnului ce spun, căci o vei duce bine și vei scăpa cu viață. Da, chiar dacă nu înțeleg sensul cerinței pe care Dumnezeu mi-o face, este important să ascult. Este interesant că noi oamenii avem încredere unii în ceilalți. Atunci când mergem la medic și ne așezăm pe o masă de operație și poate că suntem chiar adormiți în timpul acelei operații, avem încredere că acel medic va face tot ceea ce trebuie pentru binele nostru. Cu atât mai mult ar trebui să avem încredere în Dumnezeu, în Cel care ne-a creat și ne-a răscumpărat și întotdeauna a dorit și dorește să ne ofere ceea ce este cel mai bun. Domnule pastor Apostol Beniamin, cum facem? Chiar dacă nu înțelegem, ascultăm sau mai întâi vrem să înțelegem care este rostul anumitor cerințe din partea lui Dumnezeu și apoi ascultăm? Eu cred că întâi de toate trebuie să-L cunoaște bine pe Dumnezeu. Spuneați dumneavoastră de medic. Eu nu mă duc la orice medic. Trebuie să-L cunosc, să am niște informații. Și dacă îl cunosc bine pe Dumnezeu și cum subliniați, este atotputernic, El m-a creat, El a făcut un plan de salvare pentru mine. Când mă încred și cunosc pe Dumnezeul meu, nu stau la îndoială, chiar dacă cererea pe care mi-o adresează El nu e confortabilă și nu înțeleg bine, merg înainte alături de El. Îmi amintesc acum de Avram, când a fost chemat să aducă jertfă pe fiul său. Dacă Avram nu l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu, avea motive și motive, dacă doriți, doctrinare, ca să nu aducă pe fiul său ca jertfă. Dar cunoscându-l pe Dumnezeu, a plecat cu povara în suflet, nici n-a putut să o împărtășească soției, dar a mers înainte pentru că el a cunoscut glasul lui Dumnezeu. Și am văzut câtă bucurie a avut el în final, ascultând de glasul lui Dumnezeu și ce experiență e pentru fiecare dintre noi privind ascultarea de Dumnezeu în totul, totului tot, chiar dacă nu înțelegem anumite probleme. Mergem înainte pe drumul trasat de El și să avem siguranța aceasta că împlinind voia Lui, vom înțelege mai târziu dacă momentan înțelegem, dar să nu mă mustre cugetul că nu am ascultat. Am mers după gândirea mea sau după sfatul altora și am lăsat la o parte sfatul lui Dumnezeu. Am înțeles. Haideți să mergem un pas mai departe. Cine este de fapt în spatele neascultării oamenilor și de ce? Cine dorește, pentru că am vorbit de credință și încredere, cine dorește să sădească neîncrederea în inima oamenilor și de ce? Domnule pastor Viorel Oltean. Aș vrea ca să răspund la întrebarea aceasta folosind un text biblic, în 1 Ioan 3:8, găsim un răspuns concret la această întrebare. Cine păcătuiește este de la diavol, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nemicească lucrările diavolului. Biblia ne spune destul de clar că cel care a fost primul neascultător de Dumnezeu a fost Lucifer, un fost înger de lumină care nu a fost mulțumit cu poziția lui și
s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu. Răspunsul concret acesta este: diavolul este cel care a nesocotit voia lui Dumnezeu și ne-a transmis și nouă această neascultare. De ce ar face lucrul acesta? Pentru că îl urăște pe Dumnezeu și dorește ca și noi să fim părtași la atitudinea lui față de Dumnezeu. Însă Dumnezeu ne încurajează să îl ascultăm, pentru că putem găsi binele și fericirea. Este o binecuvântare în a-l asculta pe Dumnezeu. Da, când spuneați dumneavoastră lucrul acesta, mă gândeam că uneori unii oameni care doresc să facă rău cuiva nu pot. Și atunci fac rău familia celui cuiva. Exact. Pentru a-l face să sufere. Da. Spune, pastor, cine e în spatele acestei epidemii de rău și de ce? Da, mai există un răspuns atât de clar și puternic în cartea Apocalipsei. Citim din capitolul 12, versetul 9, spune așa. Apocalips, da. 12, versetul 9, da. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satan, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Un răspuns pentru mine la întrebarea dumneavoastră este aceea că de ce satana face lucrul acesta? Pentru că el a pierdut cerul și vrea să-l pierdem și noi. Și face înșeală întreaga lume ca să piardă cerul, să piardă mântuirea, să primească pedeapsa veșnică așa cum a pierdut el cerul. Textul acesta este foarte clar. El s-a mâniat atunci când a fost aruncat din cer și și-a făcut planul acesta ca să înșele întreaga lume și, dacă este posibil, cât mai puțin să beneficieze de jertfa lui Hristos de mântuire și ceea ce a pierdut el nu cumva să moștenească cineva dintre oameni. Da. Da, și este interesant cum și-a făcut apariția, dacă putem să spunem așa, în lumea noastră, diavolul. Când a discutat cu prima pereche de oameni, a introdus îndoiala sau neîncrederea, că tot vorbeam de încredere ceva. Sau de ascultarea. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Oare e chiar spre binele vostru? Oare o fi? Oare o trebuie să ascultăm? Din păcate, aceleași întrebări și le pun și astăzi oamenii. Oare dacă ascult de Dumnezeu, unde ajung? Oare nu e mai bine să ascult de mine decât de Dumnezeu? Oare nu e mai bine să fac așa cum cred eu, deși în Biblie spune într-un fel, eu să fac așa cum consider că este cel mai bine? Dumnezeu să ajute ca întotdeauna noi să ne încredem în El. Un verset care îmi place din Vechiul Testament este cel din Proverbe 28:26, care spune așa: cine se încrede în inima lui este un nebun. Dar există și un dar aici. Cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Înțelepciune o primim doar de la Dumnezeu și o găsim în Sfânta Carte, Cartea Înțelepciunii, dacă o putem numi așa. Și atunci când umblăm după această carte, Dumnezeu vrea să ne ofere un viitor după voia Lui și un viitor bun pentru fiecare dintre noi. Suntem pe finalul emisiunii. Ce promisiune extraordinară face Dumnezeu cu privire la ce se întâmplă cu oamenii care încep să asculte de Sfânta Scriptură, de El, de Dumnezeu? Domnule pastor Viorel Olteanu. Sunt foarte multe promisiuni în Sfânta Scriptură pe care Dumnezeu ne le face și a căror împlinire este de așteptat în timpul vieții pe acest pământ. Însă există o promisiune care este ca un cununare a celorlalte promisiuni, și anume faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care a trăit printre noi și a dat viața pe cruce pentru salvarea noastră, se va întoarce. Și aș vrea ca să citesc un text care se găsește în Filipeni, capitolul 1, cu versetul 6. Apostolul Pavel are o încredințare și ține să ne o transmită și nouă. El spune așa: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Despre care bună lucrare vorbește Pavel? Despre această lucrare în inima noastră pe care Dumnezeu o face. Este o lucrare prin care pune în noi dorința, dragul de a asculta de Dumnezeu. Iar această lucrare
se realizează pe parcursul unui proces. Da? Iar la venirea Domnului Hristos se întâmplă acest, sau are loc acest super miracol, da? Desăvârșirea acestei lucrări pe care Dumnezeu a început-o în inimile noastre. Această lucrare va continua, efectiv, și este, sau aș putea spune că doar o creștere spirituală continuă îl poate pregăti pe credincios să-L întâmpine pe Hristos la a doua sa venire. Am înțeles, ascultăm astăzi, ascultăm mâine, pas cu pas, ne supunem voinței lui Dumnezeu și în felul acesta viața este transformată. Bine, pastor Beniamin Apostol, cum e cu această transformare pe care Dumnezeu dorește să o facă în viața noastră? Pentru mine am înțeles această problemă și e o lupta mea care o dau mereu, să am simțământul acesta că trăiesc în prezența lui Dumnezeu. Și gândul acesta mă motivează să ascult de El din dragoste și îmi dă și siguranță că El mă protejează dacă sunt în prezența lui Dumnezeu. Și textul citat care spune că El va desăvârși această lucrare pentru că în El nu s-a găsit păcat, este singur care poate să mijlocească pentru noi și odată ce ne-a chemat și am răspuns chemării, n-avem niciun motiv să ne îndoim că Cel care ne-a chemat și rămânem lângă El nu ne va ajuta să desăvârșim această lucrare. Nu mai trebuie să ne folosim și noi de aceste discipline spirituale, da? Studiem cuvântul, ne rugăm, da? Și să voim să facem voia lui Dumnezeu. Atunci ajutorul ne va fi dat în orice situație din viața noastră. Mi-amintesc cât de ori, mai sunt câteva minute, da? Mai avem un minut, două. Poftim. Mă opresc. Faceți concluzia dumneavoastră. Mulțumesc tare mult pentru participare, domnule pastor Viorel Olteanu și domnule pastor Apostol Beniamin. Dragi prieteni, peste o săptămână vom continua discuția noastră despre ascultare ca și o concluzie la emisiunile pe care deja le-ați ascultat. Aș vrea să închei: ascultare sau neascultare? Suntem în fața unei dileme pe care să o alegem. Ascultăm de Dumnezeu sau nu ascultăm de Dumnezeu? Ne încredem în cuvântul Său sau nu avem încredere în cuvântul Său? Credem noi că știm mai bine cum este. Uitați ce îi spunea un om al lui Dumnezeu, unui împărat, de fapt primului împărat al lui Israel. Găsim aceste cuvinte scrise în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22 și 23. Samuel a zis lui Saul: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și El ca împărat. Sunt cuvinte dureroase. Și e dureros că de multe ori alegem să ascultăm de ceea ce credem noi că este bine și nu de ceea ce spune Dumnezeu că este bine. Așa că, dragii mei, vă invit să ascultăm de ceea ce ne spune Dumnezeu. Vă invit să citim Sfânta Scriptură cu rugăciune și ceea ce descoperim, voia lui Dumnezeu pe care o descoperim în cartea Lui, să o împlinim în viața noastră, iar atunci vom fi și vom rămâne copii ai lui Dumnezeu pentru totdeauna. Până data viitoare, Dumnezeu să ne binecuvânteze. La revedere!